Astăzi voi pregăti pește și creveți la cuptor cu cartofi. Am să folosesc puține ingrediente. Am aici somon, câțiva creveți, cartofi, i-am tăiat rondele, 2 ardei grași roșii, o legătură de pătrunjel. Voi folosi ulei de măsline, zeama de la o lămâie, boia de ardei și condimente de pește. Am să văd dacă îmi trebuie sare sau piper după aceea, după ce amestec toate condimentele care sunt aici. Dacă nu aveți condimente de pește, văd că acesta conține sare, busuioc, usturoi, muștar alb, zahăr, ghimbir, cimbru, frunze de pătrunjel. Da, cam dacă le aveți separat, puteți să le amestecați separat și le puneți și nu trebuie, nu este necesar să aveți chiar condimente de pește. Am să pregătesc marinada. Am pus aici cam un sfert de pahar de ulei de măsline. Pentru compozit, adică pentru toate ingredientele care le-am eu, este de ajuns. Aici am pus doar jumătate de zeamă de lămâie, doar de la o jumătate de lămâie, pentru că mă gândesc să nu fie prea acru. Am să mai servesc lămâie la final. Și aici am condimentele de pește. Și voi pune la ochi cam o lingură de boia de ardei afumată. Cam atât ajunge pentru gust. Am amestecat totul. Acum, în acest stadiu, am să gust dacă mai trebuie sare sau piper, pentru că nu știu cât de condimentat este acel amestec pentru pește. Am gustat acest amestec, este destul de sărat și piperat. Acum am să pun din pătrunjel un pic. Și voi amesteca totul aici. Acum, peste acest amestec, voi pune din cartofi. Peste cartofi am să pun și ardeiul gras. După ce am pus și ardei, voi amesteca foarte bine. Acest amestec cu cartofii și cu ardeiul. Să le amestec foarte bine în ulei. Și în condimentele de pește. După ce am amestecat foarte bine, am să pun acest amestec în tavă. Am să iau cu mâna, pentru că vreau să-mi rămână din acel sos, tot îmi fug cartofii din mână. Vreau să-mi rămână din acel amestec pentru a da peștele.
Am să încerc să o așez așa uniform. Acum, aici, în ce mai mi-a rămas, am să pun peștele. Și am să-l amestec cu acest condiment cât pot de bine. Practic, șterg bolul. Este de ajuns. Și am să-l așez în tavă. Peste cartofi. Cam să încerc să îl țin așa într-o direcție. Și nu mai mi-a rămas aproape nimic, dar pentru creveți ajunge. Am să dau și creveții prin acest amestec. Nu trebuie prea mult la ei. Așa. Și am să-i pun aici, pe lângă pește, să se facă și ei. Am așezat în tavă totul. Arată foarte frumos. Este o mâncare sănătoasă, ușoară. Și se face rapid. Îmi place că trebuie să pui totul doar într-o tavă și o bagi la cuptor și nu mai ai grijă mâncării. Am să pun capacul. Pentru a se abuli. Să dau de pe margini. Acest capac va ajuta enorm pentru că va găti peștele, tot taburul se va învârte acolo înăuntru și va găti peștele mai mult la abur. Am scos peștele de la cuptor, miroase foarte bine. Creveții nu i-am mai scos, i-am lăsat, sunt ok. Moi, i-am gustat. Asta este mâncarea de pește. Cu creveți, care poate fi servită cu o salată. Am pus în farfurie, arată foarte bine, miroase foarte bine această mâncare sănătoasă și gustoasă. Vă invit să încercați rețeta. Nu trebuie prea multe ingrediente și se face rapid.